Bună ziua, mă numesc Georgeta Șerban Matei și sunt consultant fiscal și coautor al Consilierului de Taxe și Impozit pentru Contabil. Așa cum am promis în episodul precedent, astăzi voi prezenta un studiu de caz privind deductibilitatea cheltuielilor de protocol la închiderea situațiilor financiare. Presupunem că avem o societate comercială înregistrată în scopuri de TVA pe teritoriul României, care și-a exercitat în cursul anului 2010 integral dreptul de deducere a TVA pentru fiecare cheltuială de protocol efectuată. La momentul închiderii situațiilor financiare aferente anului 2010, societatea trebuie să calculeze și să încadreze în cota de 2% cheltuielile înregistrate prin contul 623. Din punct de vedere contabil și fiscal, înregistrarea în contabilitatea cheltuielilor de protocol aferente anului 2010 se efectuează în trei etape. Astfel, prima etapă constă în înregistrarea cheltuielilor de protocol și exercitarea dreptului de deducere în baza facturilor primite de la furnizori în cursul anului fiscal 2010, înregistrarea contabilă prin care efectuăm această operațiune este următoarele 623.4426 este egal cu 401. A doua etapă este determinarea cheltuielilor nedeductibile reprezentând TVA colectată aferentă depășirii plafonului legal de 2% și înregistrarea acestora în evidențele contabile la data de 31.12.2010 pentru a asigura principiul independenței exercițiilor. Din calculele efectuate prin registrul de evidență fiscală rezultă că din suma totală înregistrată în contul 623, reprezentând cheltuieli de protocol acumulate pe parcursul anului 2010, un sfert din sumă reprezintă depășirea cheltuielilor plafonului de 2%. În acest caz, suma care depășește cota de 2%, din punct de vedere al impozitului pe profit, reprezintă o cheltuială nedeductibilă, iar din punct de vedere al TVA, operațiunea reprezintă o livrare de bunuri către sine, înregistrată în contabilitate prin formula 635 egal cu 4428, pentru cu TVA, suma fiind TVA-ul aferent cheltuielilor constatate nedeductibile din calculele efectuate în registrul de evidență fiscală. Suma aceasta este raportată prin înregistrată în contul 635, se raportează prin situațiile financiare ale anului 2010, iar din punct de vedere al TVA, taxa va fi înregistrată ca neexigibilă în mod distinct în contul 4428. Etapa a treia presupune emiterea autofacturii prin care se colectează TVA la data depunerii situațiilor financiare. Autofactura emisă se va înregistra în contabilitate în luna în care se va efectua și depunerea situațiilor financiare. Să presupunem, de exemplu, că în luna aprilie s-au depus situațiile financiare, tot în luna aprilie se va înregistra prin formula contabilă 4428 la 4427 TVA-ul neexigibil devenind deja TVA colectat. TVA-ul neexigibil constituit în anul 2010 devine deci exigibil în anul 2011 la data emiterii autofacturii și la data depunerii situațiilor financiare. Autofactura se evidențiază în jurnalul de vânzări aferent lunii aprilie 2011 și se preia în decontul de TVA întocmit și depus pentru luna aprilie la anul 2015, denumind regularizări taxă colectată.